În luna iunie, când eram în spital, internat, într-o noapte m-a încurajat enorm de mult faptul că am avut o vedenie de noapte. În acea vedenie mi s-a arătat din partea Domnului că mergeam spre o nouă sferă și urcam singur. Și urcam printr-un amestec de pământ negru și pământ galben. Și era greu. Și era nespus de greu. Și când greul părea mai mare, am auzit un glas care a spus: asta este perioada suferinței. S-a terminat acel parcurs prin pământ galben și negru și am ajuns la un hotar unde nu mai era numai pământ negru. Și am auzit același glas care mi-a spus: acesta înseamnă mormântul. Și priveam peste pământul acela negru și stăteam pe metă exact. Și cum stăteam și mă uitam la capătul pământului negru, era un deal. Atât era de frumos acel deal, era încununat cu flori și cu copaci care în lumea aceasta nu i-am văzut. M-a uimit forma geometrică, pentru că orice deal are o parte mai înaltă, alta mai joasă. Acesta era atât de perfect încât m-a uimit forma geometrică. Și am auzit același glas care a spus: Psalmul 15. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și mi s-a dat prin Duhul că acolo înăuntru sunt frații și surorile plecați. Și așteaptă acolo înăuntru momentul răsplătirilor. Și uitându-mă la acel deal și uimit de acel deal și încântat de acel deal, am uitat în vârful lui, peste el, și peste el era un soare, dar un soare nu ca soarele acesta care nu poți să-l privești, un soare cu raze aurii, care îl puteai privi. Și m-am uitat și când m-am uitat, acel soare umplea tot acel deal, acel munte. Și am auzit același glas pentru a patra oră. Întâi, când urcam prin pământul acela galben și negru, aceasta este perioada suferinței. Al doilea moment, când am privit pământul negru, acesta este mormântul. Al treilea, când am privit dealul, Psalmul 15, muntele Domnului. Și al patrulea, când m-am uitat, am auzit Apocalipsa, capitolul 1. Și în Apocalipsa, capitolul 1, scrie că fața lui strălucea ca soarele. Și m-am uitat în acel soare. Era Domnul Iisus Hristos în acel soare. Nu-i mort, e viu Domnul Iisus Hristos. Din acel soare a făcut două lucruri. M-a privit. Distanța între mine și Domnul Iisus era poate cel mult 300 de metri. Era doar pământul acela negru, mormântul care ne despărțea. L-am privit și m-a privit. Și dacă mi-a rămas din suferință ceva care a lăsat cele mai adânci urme în suflet, a fost acea privire, atâta liniște, atâta pace, atâta sănătate,
atâta bucurie, atâta încurajare, atâta mulțumire în suflet mi-a adus acea privire. Și doi, mi-a zâmbit. Și dacă am văzut zâmbete în lumea noastră, niciodată n-am văzut un zâmbet atât de fermecător, care îți cuprindea întreaga ființă. Și l-am privit cum mă privește și mi-a zâmbit. Nu mi-a spus atunci niciun cuvânt. A rămas doar atât. M-am întâlnit cu privirea lui. Și ce frumoasă este cântarea când te uiți în ochii lui, când te uiți în fața lui. Și mi-a rămas acel zâmbet. Și nu știu de ce, în loc să merg spre el, de pe metă, am făcut stânga împrejur și m-am întors înapoi. Și sunt aici. M-am întors, nu știu pentru cât timp, dar într-o zi și eu și dumneavoastră vom pleca și aș vrea să vă încurajez. Apostolul Petru spunea, moartea face parte din realitatea vieții mele. Când plec de aici, în deal mă așteaptă, în dealul acela frumos, mă așteaptă cei plecați. Când plec de aici, mă așteaptă cea mai minunată privire, cel mai sfânt zâmbet. În cetatea în care merg eu, străzi de aur strălucesc. Pomul vieții crește acolo. Florile nu veștejesc. Aici înflorești o vreme, dar curând te veștejești. În cetatea în care merg eu, florile nu veștejesc. Așa spunea cântarea.